Hai să discutăm despre teoria hot potato sau ce se întâmplă cu oamenii în momentul în care ei știu în masă toți că inflația e nasoală, intrăm în hiperinflație, cum vor reacționa oamenii. România a mai trecut printr-o hiperinflație, Iugoslavia a mai trecut printr-o hiperinflație, Venezuela a fost în hiperinflație, Zimbabwe hiperinflație, Weimar Germany 1920 aproximativ hiperinflație, în Argentina acum este o hiperinflație destul de urâtă, 102% inflație deja, e hiperinflație numai, când ai 100% inflație, e deja hiperinflație. În Turcia a fost o inflație mare, deci în momentul în care oamenii știu că banii lor se depreciază de la o zi la alta, cum îți dau banul, o să lei să-l cheltui. Cum îți dau banul, îi cumperi ceva. Nu o să vei să ții ăsta în mână, e ca un cartof fierbinte. Ți l-am dat, l-ai luat, l-ai dat, pac. Simplu. Ai luat salariu, pac, ai cumpărat de toți banii de toate. Când se va întâmpla asta, toți banii aia care s-au injectat să stimuleze economia, să stimuleze să consumăm, să stimuleze... Când o să vină o inflație de aia mega, mega urâtă, ce să mai stimulezi? Că vei să-i stimulezi să-i potolești. Că tot o să cheltuie ca disperații, doar de frică să nu cumva să piardă mai mult prin depreciere. Ai luat salariul 4.000 de lei, te-ai dus de toți banii ți-ai luat, mâncare, benzină, facturi, toți ai achitat tot. Cum e banul, l-ai cheltuit. Cum e banul? Adică, și dacă ai economii și în momentul în care această teorie se activează, ai în cont 10.000 de euro. Știi că, bă, decât să-i țin în cont, mai bine îi cheltui pe toți. Și atunci începi. Îmi iau telefon, îmi iau aia, îmi plătesc datoriile, îmi iau benzină, îmi iau mâncare, îmi iau haine, îmi iau detergent, îmi iau... Toți banii sparți. Pe orice. Treaba asta, când pornește primul val de hiperinflație, când oamenii văd că banii lor se depreciază de la o zi la alta, de la una la alta, o să înceapă să cheltuie haotic pe orice, doar ca să nu piardă. Iar lucrul ăsta o să amplifice inflația și mai tare. Și sincer, nu știu, dacă stau să mă gândesc bine, eu nu știu cum de n-a pornit până acum. Cel puțin, nu știu, în România, 15-16% inflație. Vorbeam cu un prieten, am fost la Carrefour și era o ciocolată din aia, nu știu, mare. E o ciocolată de tip Milka, da, mai mare, nu de aia normală, una mai mare. Era 10-11 lei, acum e 16. Lapte bio era 8 lei, acum e 11-12 un litru. Deci deja nu știu, eu merg la cumpărături săptămânal. De la lună la lună, aproape, la lună la lună, văd scumpiri la produse de bază, la dulciuri, la orice. Adică am văzut inclusiv un box de hârtie igienică cu 3 straturi cu 50 de lei. Nu știu, erau 8, 16 suluri, nu știu cât era, un pachet economy. Dar n-am văzut în viața mea până acum un box de hârtie igienică normal, nu din ăla de 200 de suluri, 50 de lei. Deci stau și mă întreb cum de până acum nu dă lumea buzna să-și cumpere lucruri ca să aibă pentru mai târziu, pentru că se vor scumpi. Adică încă nu s-a pornit acest fenomen. În toamnă, în noiembrie, dacă vă aduceți aminte, anul ăsta am fost în Spania, am fost de 2 ori în Spania. O dată am fost singur 5 zile și o dată am fost cu familia 7 zile. Sincer, prima dată am vrut să mă plimb, să văd niște lucruri legate de piața imobiliară, însă, mă rog, mi-au trecut aceste idei și a doua oară am fost să mă relaxez cu familia. În noiembrie, când a cedat FTX-ul și au fost dubii la Crypto.com, că domne, stai așa, că și ăsta pică, că au probleme, bine, s-a adevărat să fi fost nu neapărat fals, dar n-au pățit nimic. Aveam pe cardul Crypto 5.000 de euro și am zis, bă, decât să-i pierd, mai bine, îi sparg. În următoarele 2 ore, 5.000 de euro sparți. Un iPhone. Era și ziua soției mele, am luat un iPhone 14 Plus, bau, 1000 de euro e mag. Am luat bilete de avion pentru mine, 200 de euro. Bilete de avion pentru toți 3 în februarie, 400 de euro. Hotel februarie, 1000 de euro. Hotel ianuarie, 600 de euro. Benzină, cumpărături, full, haine. Deci în 2 ore, 5.000 de euro, sparți. Cum am gândit eu atunci, așa o să gândească toți. Acolo era altceva, era o discuție de un exchange, n-au... Oamenii în masă acces la Crypto.com sau doar la Binance. Ok, adopția în creștere.
A fost în creștere cel puțin. Da, nu la nivel național sau la nivel mondial problema asta. În momentul în care o să vină o amenințare precum inflație 30%, că și aici am avut, oamenii acum încă cred că inflația va scădea la o cifră, o să vină o deflație, o criză, țin de bani și poate că pe timp de criză să le ajungă bani. Cam asta crede lumea acum. Dar în momentul în care inflația auzi că nu mai scade de la 15 la 8 sau la 5 și de fapt ea o să se dubleze, tripleze, vă zic eu că toți oamenii de rând o să gândească ca mine. Ok, nu o să-și cumpere iPhone, vacanță și haine, dar o să-și cumpere ceva ce știu sigur că ei vor folosi peste o lună, două, trei, șase, 12 luni. O să-și facă provizii, m-am gândit și la treaba asta, pentru că acum chiar mi-am cumpărat un spațiu, mai exact o boxă, mi-am cumpărat o boxă de 14 metri pătrați și aș putea să-mi fac un fond de hrană sau nu doar de hrană, ci de anumite lucruri pe care le folosesc. Că dacă îți cumperi în bulk, în gro, produse de bază, haine de consum, nu știu, ieftine sau detergent. Dacă ți-ai detergent de pe Altex sau de la Media Galaxy sau dintr-un, nu știu, undeva, Family Ultra Pack, ești la un leu spălarea și calitatea, adică ți-ai un brand bun. Păi dacă mă duc la Carrefour și mi-au un de la mic, plătesc dublu spre triplu. Și doar la orice hipermarket, da? Deci dacă ții volum Family Pack să-ți ajungă 3 ani, ești mai bine la preț. Și oamenii când se vor vedea cu niște bani în mână și știu sigur că se vor deprecia, mai ales că cei care sunt mai în vârstă știu prin ce au trecut prin hiperinflație în anii 90, din 90 până în 2005, când 2005 s-a stopat definitiv hiperinflația, oamenii vor da buzna să cheltuie tot ce au cash, pentru că altfel hiperinflația le va mânca toate economiile. Strângi bani ani de zile că bă, să am de să fie bine și vine hiperinflația. Problema cea mai nasoală în momentul de față, care, despre care am mai discutat în trecut și o să fie interesant dacă se va și întâmpla și sunt șanse mari să se întâmple, hiperinflația a fost de-a lungul timpului. Și la noi, și la alții, și în America de Sud, și în America Centrală, și în Germania, și în Europa, și în Asia, și peste tot. Dar niciodată nu a fost hiperinflație simultan la toate fiat national currencies. Adică, știi, când e hiperinflație pe leu, na, fugi în dolari, te-ai calmat. Când e hiperinflație pe lei moldovenești, din nou, fugi pe euro, fugi pe dolar. Când ți-e frică în lei că leu se depreciază, din nou, fugi la euro. Dar când intră în hiperinflație și leu și euro și dolar și lire și toate simultan, hai că unele poate mai mult sau altele mai puțin, dar toate intră în hiperinflație, spre exemplu, nu știu, dolarul intră pe 30, leu intră pe 80, nici nu știu unde să te mai duci, știi? Ce faci atunci? N-ai decât să cheltui. Și, repet, cum am făcut eu în noiembrie, când au fost zvonuri că gata, pică și ăsta, aveam cardul Visa 5.000 pe el, puteam să cheltui toți, ce să retrag, ce să nu, tati, cheltui toți. Bam. Cumpărături, telefon, avion, vacanță, bam, sold, 100 de euro, gata, subiect închis, hai, să pice, pa, plit, subiect închis, pa, să pice, am cheltuit toți banii. Adică, decât să-mi ia cineva, mai bine spar. Și pe ideea asta, dacă va porni în masă, o să avem o mare problemă. Se numește, în engleză am citit termenul ăsta, when money becomes a hot potato. Deci când banii devin un cartof fierbinte, un cartof pe care ai văzut, dacă e fierbinte, nu prea vei să-l ții în mână, că nu prea poți să-l ții, nu prea vei să-l mai ții, vei să-l arunci. Și la ție, e fierbinte, îl arunci la următorul. Și tot așa, știi, el circulă, e fierbinte. Nimeni nu vrea să-l țină în mână pentru că e fierbinte. Așa o să devină banii, la un moment dat, sigur va deveni așa, pentru că soarta tuturor monedelor fiat este către zero. Zero absolut, nicio monedă fiat nu a supraviețuit. Leul este fiat, dolarul este fiat, euro este fiat, totul este fiat. Fiat currency. Neindexat la nimic, neacoperit de nimic. N-avem bani, da, printăm. Nu merge la infinit. Adică eu muncesc pentru ceva ce un șmecher de la guvernare tastează în 5 minute, în 2 secunde. Nu mai merge vârjala asta. Și atunci, tot ce s-a injectat până acum, când va intra simultan peste tot în circulație și consumul va fi accelerat, hyperinflation at its finest. Se va întâmpla. Se va întâmpla, rămâne doar să vedem când. Da, după cum par lucrurile, relativ repede. Repet, în România avem o inflație destul de mare, 15%. S-a prognozat că o să avem inflație de o cifră.
discutabil. Dacă inflația va crește de aici încolo și sare de 20, s-ar putea să se instaleze panica despre care eu vorbesc în acest episod. Iar dacă se instalează panica, băncile nu vor să fie panică. Ați văzut? Colaps, colaps, faliment, vine aia. Nu vă panicați, toți. The economic banking system is safe and sound. Zău. Bravo, boss. Deci, vor să nu ne panicăm. Dar dacă s-au panicat toți, deja e prea târziu, inflația va scăpa de sub control. O să revizităm clipul ăsta peste un an, să vedem dacă inflația a crescut, a scăzut sau suntem deja într-o hiperinflație. Poate nu intrăm imediat în hiperinflație, dar în orice caz și dacă va scădea puțin inflația, nu va fi decât temporar. Asta pentru că s-au injectat prea mulți bani în piață la nivel mondial și cam ăsta va fi, ăla va fi endgame-ul, finalul. Sunt curios să aflu și părerea voastră. Ne vedem în următoarele episoade.